Campania electorală începe oficial vineri 10 mai. Din acest moment, politicienii se vor lupta să convingă electoratul că sunt cei mai buni pentru funcțiile pe care și le doresc. Candidații vor avea timp până pe 8 iunie să-și prezinte proiectele, iar oamenii să se decidă pe cine vor să aleagă pentru următorii 4 ani. La acest scrutin se vor desemna primarii, președinții de consilii județene, consilierii locali și consilierii județeni. Noutatea la aceste alegeri este că alegătorii vor primi un buletin de vot pentru a-și desemna și reprezentanții pentru Parlamentul European. Așadar, pe 9 iunie, oamenii sunt chemați la vot pentru alegerile locale și pentru cele europarlamentare.